Eu am montată pe luneta spate o folie transparență 34% și ca toți cei care au folie pe luneta spate au o problemă cu acest al treilea stop de frână și anume luminează mult mai slab în comparație cu celelalte două becuri din lateral. O variantă ar fi să decupați folia în această locație, iar în acest fel lumina o să treacă fără nicio problemă. Iar o a doua variantă este cea de a-l înlocui cu un bec cu LED care o să fie mult mai puternic și acoperă necesarul de lumină care, nu știu cum să-i spun, ca să fie mai vizibil. Este vorba de un bec soclu P21W de 21W, e vorba de becul cu filament, bineînțeles, care este acum montat pe mașină și am să-l compar cu acest bec cu LED de 30W. Spuneam într-un tutorial anterior că acest consum de 30W de fapt nu este de 30W. Acest bec cu LED are toată partea laterală în formă de oglindă, însemnând că se folosește de această oglindă din cauza luminii care reflectă din lateral către interior, disipă mai bine lumina, nu știu cum să explic mai ciobănește așa. Acest bec cu LED are în capul lui două LED-uri și o lupă de sticlă care în cazul nostru nu ne interesează pentru că poziția becului în stop este exact așa și nu mă ajută cu nimic pentru că lumina o să fie concentrată în sus. Nu mă interesează. Dar să vă arăt ce știe să facă acest bec. Înainte de toate aș vrea să precizez că acel bec stock o să fac niște cadre și mai apropiate. Acel bec stock nu luminează integral toată suprafața stopului. Se văd niște dungi, niște puncte moarte, niște puncte mai luminoase. Și este vorba de acest bec cu filament, becul stock. Am să montez becul cu LED. Iar diferența, eu o știu deja pentru că îl folosesc de vreo 3 săptămâni pe mașină, dar n-a fost timp favorabil ca să-l filmez mai devreme, este total incomparabil. Cele două lumini din lateral, care sunt acum, este aproape la fel cu cel de pe al treilea stop de frână. Cel de al treilea stop de frână este o idee mai slab decât cele două din lateral, care se văd în lateral, dar incomparabil cu becul cu filament. Este soluția ideală în cazul celor care aveți folie. Eu am doar 34% și cu acest bec se vede o diferență enormă. Imaginați-vă cei care au folie pe luneta spate cu transparență 5%. Pe aia e aproape vopsită. E aproape incomparabil. La mine se vede că folia este foarte transparentă, se văd foarte bine tătierele, se vede și casa din fundal. Și am să vă arăt acum diferența de exact acele dungi care vi le spuneam și diferențe de luminozitate care se afișează pe al treilea stop de frână. Cu becul cu LED este lumina complet acoperită. Am să fac un zoom până pe el. Am să încerc să stabilizez. Este vorba de, nu știu exact cum se vede în cameră față de realitate, pe display văd niște puncte moarte în partea de jos, mijloc, adică partea de jos, colțuri și către mijloc. Dar cu ochiul liber nu le văd, le văd doar în cameră. Și am să pun și becul cu filament. Iar acum diferența chiar este vizibilă. Se văd, cel puțin eu în cameră, văd doar două puncte luminoase, puțin înspre dreapta față de centrul stopului. În rest, mi se par niște puncte foarte moarte, cel puțin în partea de sus, exact deasupra celor două puncte de lumină mai luminoase, eu văd două puncte negre pe cameră. Pe timp de noapte, este inutil să fac o comparație, pentru că pe timp de noapte, indiferent ce bec ai avea, se vede foarte bine. Dar după cum spuneam, pe noi ne interesează ca lumina să fie vizibilă pe timp de zi, în special dacă ai soarele în spate și
Vrei să fii văzut atunci când frânezi? Șoferul care este în spatele tău chiar vede că se aprinde un stop de lumină în plus. Din punctul meu de vedere, acest bec cu 30 de W este soluția ideală în cazul meu.